Vestea că Lucian Bute a fost depistat pozitiv la un control antidoping a căzut ca un trăsnet asupra boxului românesc. Leonard Doroftei spune că în ultima perioadă văzuse la el o schimbare în bine din punct de vedere sportiv, odată cu cooptarea unui nou staff tehnic, și că îl știe pe Bute ca fiind un atlet desăvârșit, foarte muncitor și dedicat acestui sport. Mie personal nu vine să cred. Eu știu că în clipa în care intra în sala de box, muncea cum nu poate nimeni altul. Un atlet desăvârșit. Da, un bun sportiv, dar nu pot să înțeleg ce s-a întâmplat. Maestrul Titi Tudor îl cunoaște de foarte mult timp pe Lucian Bute. I-a fost antrenor la lotul național de junior și știrea depistării pozitive l-a surprins. Nici el nu crede că sportivul ar fi fost capabil de așa ceva. Eu cred că Lucian Bute nu a știut și a avut mare încredere în echipa lui, cum a și declarat. Părerea mea este una. Bute nu a luat cu bună știință, acest medicament sau această substanță. Titi Tudor crede că Bute ar putea suferi de pe urma celor din jurul său. Imaginea unui copil se poate spulbera în câteva clipe din cauza unor, nu pot să spun decât, staful tehnic al lui. Cei de la preparatorul fizic sau și doctorul i-a dat această vreun medicament sau eu știu, care să-l fi dus în postura să se iasă controlul pozitiv la acest antidoping. Cei doi cred că dacă se va confirma rezultatul pozitiv, acesta va fi punctul de final al carierei sportive pentru Lucian Bute.